Nu știu ce a discutat cu Iliev, dacă vrea să lăsați-mă să plece. Dar nu vi se pare un portar bun? A fost un portar bun. El, când a plecat la asta, la Ludogorets, n-a apărat. Are ceva meciuri și la Ludogorets. Ceva meciuri în cantul intern, ce mai apărat, să nu știu ce apărat. Ce apărat? Ce apărat? Dacă era apărat, îl dădeau lui așa ușor Ludogorets. E adevărat, nu. Are la Ludogorets în 3 sezoane 37 de meciuri. Deci are cam... A apărat când a plecat de la Astra în iarnă 12 meciuri, deci are cam... a apărat sezonul următor 16 meciuri, vorbim de campionat, iar 2020-2021 9 meciuri. Deci a fost și acolo o problemă cu el, că era, deci el era bulgar în primul rând, da? Da. Le venea mânușe și lor. Și la echipa națională. Le venea mânușe. A fost la echipa națională, da? Deci eu nu știu cum el așa din marele portar al echipei Ludogorets, o echipă totuși de Europa, o echipă europeană, grupe Champions League ați ani de zile și acum a fost în grupe din nou în Europa League, deci nu știu ce a renunțat la el. Deci, eu zic că poate fi și el pe final de carieră sau într-o perioadă mai proastă, nu știu ce Dinamo insistă foarte tare. Dacă vrea să plece, mai cu seamă că el a venit gratis. Dinamo n-a plătit bani pentru el. Nu ne poate spune domnul Zăvăreanu că nu pot pleca jucătorii liberi, că trebuie să luăm ceva bani pe ei, că sunt în insolvență. Nu, el a venit gratis. Corect. Deci pentru asta nu cred că e un motiv să nu-i dai drumul să plece. Lasă-l să ducă unde vrea să ducă omul. Dacă nu mai vrea în România acest spectacol, că familia a plecat, cred că nici nu cunoșteau suporterii, soția sau copiii, nu știau cine, dacă vedea pe stradă cine sunt. Deci asta e pentru... Mă întreabă cineva dintre cei care ne privesc. Domnul Dinu Bălgrădean a fost printre cei mai buni portari pe care i-a avut Dinamo și zice și echipa națională. Nu știu, dacă a apărat într-un moment când Dinamo avea echipă și în portare și el mai ajuta important, de echipă. Mai important dacă echipa l-ajută, pentru că atunci când ai în fața ta o linie de 4 apărători și încă mijlocași 2 de calitate, sigur că ai și tu altă prestație. Dinamo nu era o echipă care să chinuia ca acum. Eu l-am avut pe Bălgădean la Brașov, eu l-am adus în circuit la 17 ani. El dacă ar fi avut mai multă ambiție și, eu știu, renunțat la cele 2-3 kg că le-a avut în permanență în plus, putea să aibă altă prestație, dar portar bun, un portar bun de Liga 1, pe lângă ce are Dinamo acum, sigur că nu se poate compara. Dar el și-a făcut treaba la Dinamo în momentul ăla, păcat că a plecat, după aceea a apărat și la Craiova destul de bine până au renunțat cei la Craiova la el. Eu spun că dovadă că și acum FCSB, CFR Cluj, deci a apărat la echipă de top în România, Bălgrădean. Nu putem compara cu ce are Dinamo acum. Eu spun că pentru mine este peste Iliev. Bun, ca portar. Steleanu Filip, cazul Steleanu Filip, pentru că a devenit deja un caz. Steleanu Filip l-a anunțat azi pe Flavius Stoican de faptul că nu este dispus să joace în amical, că nu mai vrea să rămână la Dinamo, vrea să plece. Motivul principal fiind că a fost afectat de înjurăturile suporterilor de pe internet, a fost acuzat că el a lucrat pe Rednic și de-aia suporterii l-au înjurat. Ce părere aveți? El poate a făcut parte din grupul care l-a pe Rednic. El nu, poate a fost folosit. Eu zic că trebuie să vorbească cu Mureșan, nu cu Stoican, el de situația lui în continuare. Și domnul Mureșan, e normal ca un și domnul Mureșan a declarat răspicat că jucătorii s-au văitat, l-au sunat în permanență. Adică Mureșan. Știți că v-am spus și eu aici, de mult, de dinainte să se facă publice lucrurile astea, că jucătorii au propus mai multe variante lui Mureșan și până la urmă s-a ajuns la Flavius Stoican, una dintre cele trei variante propuse. Eu am lucrat mulți ani la club așa și am fost conducător de club, mai mult sau mai puțin important, dar o singură dată am avut un asemenea moment când jucătorii, eu am întrebat pe 2-3 jucători exponențiale echipei, ce se întâmplă. Eram la Brașov, nu spun cine a antrenat echipa, nu contează, dar și atunci Napoli? 2-3 dintre ei mi-au spus, nu e în regulă ce se întâmplă, ce facem. Așa. Și am luat decizia imediat, dar 2-3 jucători care erau jucători de echipa națională, jucători de calitate, jucători care după aceea au continuat de la Brașov la echipe mai importante decât Brașov. Deci nu am vorbit cu așa jucători mai tineri, să spun. Dar asta cu să sune jucătorul, conducătorul, stai că nu-mi place, că facem așa, că facem așa, că vorbește de noi după meciuri, nu, asta era o problemă care ei, dacă erau bărbați, puteau în vestiar. Înaintea antrenamentului, ne-am mers și avem să vorbim cu dumneavoastră. Lideri, acești lideri ai echipei, da? Noi nu suntem de acord, nu suntem mulțumiți, nu ne convine că dumneavoastră ne criticați în public. Dacă aveți să spuneți ceva, ne spuneți aici nouă, între 20-60 de ochi, suntem în vestiar și aici suportăm totul. Dar vă rugăm frumos să ne mergeți în public. E, dacă Rednic respecta chestia asta, atunci puteau să adreseze la Mureșanii. Dar ei, din prima zi, probabil,
modul cum Rednic e antrenat, poate recerea mai mult decât voiau ei, au găsit și un alibi, domnule, nu jucăm bine pentru că Rednic ne critică la televizor. Exact. Sau... Și atunci aici s-a creat, eu știu, a fost un, o nemulțumire a lor care s-a dus, a găsit la Mureșan înțelegere. Da. Pe de altă parte, uitați că lucrurile s-au liniștit, nici suporterii nu mai sunt chiar atât de agresivi, în ciuda faptului că au fost împotriva lui Flaviu Stoican. Suporterii nu mai sunt agresivi până la primul joc oficial, stați puțin că nu, asta nu, cu suporterii este... Relativ. Suporterii te iubesc foarte tare când câștigi și ei campionatul și când te, ca echipa, ca Dinamo, se clatină puțin, apar și nemulțumirile. E adevărat. Eu spun că sigur, însă suporterii să înțeleagă un lucru, cel puțin în acest campionat e să fie lângă echipă, indiferent ce... nemulțumire au, pentru că fără suporteri nu mai văd sprijinul financiar. Fără prezența lor în teren, Dinamo are șanse mult mai mici salveze. Adică la Dinamo suporterii, ca și la Rapid, ca, eu știu, chiar și UTA, echipe, Petrolul, echipe care au Clujul, echipe cu suporteri pătimași care ajută echipa în momentele grele, dacă într-adevăr și echipa se dăruiește, ca altfel. Da. Eu spun că Dinamo are nevoie de suporteri și jucătorii să mai înghită și ei puțin criticile, să mai, eu știu, că parcă au să mai pună, eu aud după fiecare joc, pune în capul în pământ, muncim mai mult. Nu mai pune, stai capul ridicat, dar muncește mai mult. Dacă pune capul în pământ, nu mai muncim, că nu vedem în față. Nu vedem în față nimic. Așa și ei să suporte criticile astea, pentru că lumea e critică, pentru că nu joacă prost. Ei să înțeleagă că joacă prost. Și aici trebuie legată povestea asta. Poate și suporte să vină în întâmpinarea, eu știu, echipei să ducă acum să vorbească cu ei în perioada asta, dom'le, n-avem nimic cu voi, cu Filip, cu Sorescu, cu Matei, n-avem nimic cu voi, dar vrem să vedem că faceți tot, salvăm Dinamo. Sunteți aici, v-a adus soarta, Dumnezeu, Mureșan, Rednic, cine v-a adus, da? Dar haideți să da, rezolvăm problema. Corect, aveți dreptate. Buleică în probe. Poate aici Mureșan trebuie să intervine puțin, îmi dau sfatul că este un conducător cu multe performanțe. Aici să înțeleagă un lucru. El n-a lucrat la Cluj cu suporteri. CFR nu avea suporteri. Nu avea ultrași, cum are din... Nu avea suporteri. CFR-ul, da, ca și Astra, echipe campioane, chiar și viitorul Gică Hagi, nu aveau suporteri pe măsura acestor echipe renumite în România. Da. Și atunci el trebuie să ducă, să încerce cu suporterii, să vorbească cu ei, să, hai, Dumnezeu, să mergeți la echipă. Trebuie făcut o, eu știu, o regie de genul ăsta în care jucătorii să simtă că suporterii vor să, și să fie lângă ei, pentru că așa... Să declarăm că n-am nevoie de bani de DB-ului, nu e suficient. Da. Spuneți-mi de Buleică. E în probe, adus de Flaviu Stoican. Pe Buleică l-a avut la viitorul Pandurii Târgu Jiu. L-a avut. Da. Da. Da, da, da. La celul tare Dinamo și Buleică poate avea speranțe și să creadă că poate juca la Dinamo. Pentru că a venit Tomozei, acum un jucător dreapta stângă. Dar eu mă interesam de ce s-a rupt legătura lui cu Giusi Balin și cu UTA, pentru că el a fost la UTA și în Liga a doua. Și da. Înseamnă că are ceva probleme, probleme de comportament, de a renunțat așa de ușor UTA la el. Știți ceva sau presupuneți, domnule? Nu, bănuiesc. Nu știu nimic, nu-mi permis să-l întreb pe Balin. Dar este strict valoric, fotbalistic, este de nivelul... Păi Dinamo este la nivelul la care să ajute Dinamo? Nu, peste Nica, clar în momentul ăsta. Dinamo are un fundaș dreapta, ce îl poate juca și în stânga echipului. Are fundaș dreapta, asta e locul lui, aici s-a consacrat el, da, cum s-a consacrat, da? Deci el poate juca fundaș dreapta. Dinamo nu are un fundaș dreapta ca Tomozei astăzi. Poate dacă vine Martici, am văzut că discuții, deci mă îndoiesc că Dinamo are bani de Martici. Dar Martici a și recunoscut pe un alt site de sport. Căldorește Stoican. A zis că e în discuții cu Dinamo și păi că da, e... Da, discuțiile se opresc. Mi se pare valorii vorbind Martici mult peste ce are Dinamo în momentul de față. Și... Ca apărător dreapta? Da, da, fără nicio discuție. Fără nicio discuție. Nu, el este un jucător foarte bun. Și la Craiova, eu zic că la Craiova, probabil că patronatul n-a fost. Vrea neapărat să impună, eu știu, jucător român mai tineri care să ia și să-i facă vandabil la Martici. Era un jucător foarte bun de Liga 1. Eu spun că dacă vine Martici, ar fi un transfer în Dinamo extraordinar, dar nu văd cum, financiar. Pe ce poziții vedeți dumneavoastră că ar trebui să se mai întărească Dinamo? Peste tot. Chemați să aducă, mă spune, jucător peste ce are acum, în momentul ăsta, ca să poată avea speranțe să salveze, știu, așa, în fanfar. Cu lotul actual, cu două, trei plombe, să bat acolo, să prindă barajul, dar altfel e greu, pentru că nici Stoican nu are timp, eu nu sunt avocatul lui, dar nu are timp, n-a fost o perioadă de vacanță de 60 de zile, 70 de zile în care să lucreze, să... A făcut un amical care a fost mai mult lupte de-astea,
Greco-romane. Greco-romane sau ce trend a fost acolo. N-a fost fotbal, probabil. Și atunci nu l-a ajutat cu nimic asta, nici pe el. Jucători care vor să plece. Eu dacă eram Stoican cu Filip, nu aveam ce discuta. Păi vii și îmi spui că nu vreau să joc la Dinamo, că vreau să plec. Păi cum îți permiți tu, Stoican? Filip, să-i spui antrenorul ceva. Păi nu e regulă. Asta nu e regulă. Adică și antrenorii... Antrenorii au multe defecte, antrenorii români, din păcate, pentru ei. Acest dialog cu jucătorul, nu vreau să nu joc, că nu vreau să nu știu ce. Păi stai, nu vii la mine. Mergi la conducerea clubului și cu asta, basta. Cum? Adică el se antrenează cu echipa și la joc, amical nu joc. Păi stai, ce facem aici? Corect, aveți dreptate. Ce exemplu știu pentru colegii de echipă? Că el a spus că au venit la Dinamo, toată lumea... M-a văzut popa tricou, popa cei doi câini după piept, s-au întors liderii, nu cred că sunt legende, și Filip sau Matei la Dinamo, dar mă rog. Atunci... Are și Filip, cred că 160 de meciuri la Dinamo. Da? Da. Au trecut ani. Și eu am fost la 160 de meciuri în tribuna Dinamo și eu sunt legenda atunci. Care, nu cred că aveți mii de meciuri la Dinamo în tribuna. Păi atunci nu înțeleg cum... Are 158 de meciuri în Liga 1 pentru Dinamo. Da. Eu nu înțeleg, el trebuie să fie supărat pe el, Filip, în primul rând. A fost la echipa națională, a jucat în Franța. Da. Ți-ați amintit, da. În final, da? A fost la Euro cu deci un jucător care a ajuns acolo, da. Și tu după aceea să ai o cădere totală, să, ca așa, să ai, parcă să prăbușit avionul, a căzut de la 10.000 de metri. Și să nu spui întrebarea, dumne, ce s-a întâmplat cu mine? Oare nu-ți devine și eu? Eu am lucrat cu el două luni, trei. E un băiat agreabil, e un băiat care, știu cum, față de noi, respectos, putem discuta cu el, dar, doamne, să ai căderea asta. Și tu să mereu să găsești vinovat pe altcineva. Nu știu, adică n-ai să facem un caz Filip, că nu stă Dinamo Filip astăzi, dar eu spun că prea multă atenție să dă unor jucători care n-au ajutat Dinamo. Ok, Filip e clar, a spus, nu vreau să mai joc, vreau și să atunci, plec. Atunci ce mai vrei? Cum vrei să-l iubească suporterii? Că el pleacă din cauza suporterilor. Păi când tu spui că echipa la retrogradare și tu spui, tu Filip, da? Cu 160 de meciuri la Dinamo, da? Spui că nu vreau să mai joc la Dinamo. Alea 2 milioane sau 3 că sunt dinamoviști. Cum să te trateze oamenii aia pe tine? Mă amuză un... Mă înjură? Nu. Mă amuză un comentariu. Trebuie să-l citesc, că e de domeniul fantasticului. Întreabă Viorel Stoica, domnule, din nu credeți că Vrânceanu împreună cu Prunea au contribuit și au completat pentru demiterea lui Rednic? Doamne ferește! Doamne, Prunea nu știu, Vrânceanu sigur. Mulțumesc mult, domnule! Păi nu, că nu pot să vorbesc deja că nu e aici. Corect, da. Să lămurim și chestia asta. Eu am scris în ProSport doar lucruri care s-au întâmplat și au fost confirmate. Adevărul e de partea mea, cum spune Cornel Dinu. Toate materialele scrise de ProSport, nu doar de mine, despre Mircea Rednic și despre Dinamo, au fost confirmate atât de jucători, cât și de conducători, până la urmă. Și de rezultate. Și de rezultate, într-adevăr. Da. Bun, îl așteptăm și pe Mircea Rednic să vină în platou ProSport Live să vorbească despre probabil tot. Probabil că Mircea o să vină, ce cred eu, dar să-și încheie cu Dinamo contractul, că el deocamdată... Noi îl așteptăm, deocamdată atenție. Deocamdată trebuie să antrenor sub contract cu Dinamo, din ce știu eu. Corect. Deci nu poate să vină să... Că și asta e o discuție pe ce post a semnat Eu cred că n-a semnat. A semnat pe un post antrenor în cadrul clubului Dinamo. Exact. Și ca să poată fi cu echipa la amicale prezent